Conducerea primăriei Suceava propune prin proiect de hotărâre de consiliu local răscumpărarea autobazei care în prezent aparține societății Transporturi Auto Suceava SA. Inițiativa urmează a fi dezbătută în ședința de joi, 28 martie, a deliberativului local. Proiectul de hotărâre vizează achiziționarea prin negociere directă a clădirilor construcții speciale proprietatea Societății Transporturi Auto Suceava S.A. Este vorba despre garajele de pe strada Traian Vuia, unde își are sediul și Societatea de Transport Public de Călători a municipiului Suceava, TPL. Comisia de negociere a fost deja numită printr-o hotărâre de Consiliul Local de la sfârșitul lunii ianuarie a acestui an, fiind formată din consilierii locali Constantin Munteanu, Petru Marius Cernescu și Cristina Alcrețu, viceprimarii Lucian Harșovski și Mariana Andronache, precum și patru angajați din aparatul de specialitate al primăriei. Prețul estimativ de cumpărare de către primărie a clădirilor din perimetrul respectiv ar fi de aproximativ 550.000 euro, conform unei cifre avansate în toamna anului trecut de primarul Ion Lungu, ca venind chiar din partea TASA Suceava.